100 de enoriași au participat la Soruca la procesiunea religioasă cu icoana Maicii Domnului cu trei mâini. Creștinii au parcurs pe jos 18 km în jurul municipiului. Ei s-au rugat pentru pace în țară, bunăstare și iertarea păcatelor. Am venit cu părintele din satul Veden și cu tot un enoriaș care au avut dragoste și care pot, că au rămas în sat numai neputincioși, dar așa cum nu pot, așa au venit. Și mulțumim Domnului că e vreme și ca să ne putem îndeplini dorința să facem drumul crucii cu succes, cu ajutorul Domnului. Am venit cu fetița, am venit cu gânduri bune, cu credință și să ne rugăm la Dumnezeu pentru sănătate, pentru pace, pentru bunăstarea copiilor și tot ce este mai bun. Suntem de la Cașunca. E cu fratele mai mult, sora. Mai multe persoane suntem. Prima dată venim. Nu am fost, am fost plecați și am venit să mergem prima dată. Prima dată am venit cu preotul nostru de la biserica noastră din satul Cuhreștii de Sus, preotul Serghei. Și mai suntem încă vreo câțiva enoriași. Și am venit pentru prima dată să ne rugăm pentru pace, pentru sănătate, ca buna noastră Maica Domnului să ne păzească, să ne ocrotească. Am venit pentru prima oară să facem înconjurul orașului, să sărbăm icoana Maicii Domnului cu trei mâini. Am venit să ne rugăm în primul rând pentru pace, pentru liniște, pentru sănătatea celor din familie și celor apreiați. Am venit împreună cu bunica și cu mulți consăteni din satul Rubleniță alături. Potrivit vicariatului de Soruca, la procesiune au participat circa 2000 de enoriași care au venit din mai multe raioane ale țării, cum ar fi Florești, Drochea și Bălți. Pe jos, în jurul Sorucii, a mers și Eduard, venit de la Chișinău. Noi venim de la Chișinău, sunt cu un prieten, venim a doilea an la invitația și binecuvântarea lui episcopul Ioan de Soruca. Este un gând bun și cred că să mai venim și în fiecare an cu Doamne ajută, pentru că este spre iertarea păcatelor și este bun pentru noi oamenii ca să ne unim în numele Domnului, să facem un drum al crucii și nădăjduim să mila lui Dumnezeu să oprească toate necazurile și să mergem cu bine înainte. Printre enoriași erau și copii. Avram, care are 10 ani, a venit cu părinții să se roage pentru note bune în catalog. Am venit cu părinții ca să mă rog pentru Dumnezeu să fie totul bine. Mă rog pentru sănătate, să am bucurie și să am note bune la școală. Și pentru Valeriu Valuța, icoana Maicii Domnului cu trei mâini are o semnificație aparte. Bărbatul spune că participă în fiecare an la procesiune. Din Soroca suntem, am venit cu enoriașa din dealul Sorocii de la Biserica Sfântul Teodor Stratelat, în frunte cu părintele Vasile Țăruș. Este de acum o tradiție, de fiecare an. Am participat și la procesiunea când a fost icoana adusă de la Chișinău, am dus și icoana și de atunci în fiecare an participăm data de 24 iulie la această procesiune, care, în timpul care ne rugăm la Maica Domnului ca să ne aducă în primul rând pace pe pământ și la vecinii noștri și la noi. Procesiunea cu icoana Maicii Domnului cu trei mâini a fost organizată și în acest an cu binecuvântarea episcopului de Soroca, Ioan Moșneguțu. Astăzi, în această zonă a țării, în străvechiul oraș Soroca, de pe malul bătrânului Nistru, se arată această unitate a Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova, când clerul și credincioșii s-au adunat împreună în preajma icoanei Maicii Domnului pentru rugăciune, pentru a arăta dragostea noastră creștinească pentru toți și pentru fiecare. Icoana Maicii Domnului cu trei mâini este o icoană făcătoare de minuni adusă de pe muntele Athos. Credincioșii noștri manifestă pietate, evlavie aparte față de această icoană. Icoana Maicii Domnului cu trei mâini a fost adusă în Catedrala Episcopală din Soroca, oferită în dar
în anul 2018. A fost oferit în dar de către Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron din Chișinău. Aceasta, la rândul ei, a adus icoana din Sfântul Munte Athos. A avut loc un eveniment deosebit în 2018, când credincioși din diferite zone ale Republicii au adus pe brațele lor din Chișinău, de la Sfânta Mănăstire Ciuflea, în orașul Soroca, această frumoasă icoană a Maicii Domnului cu trei mâini. Pe tot parcursul traseului, credincioșii s-au rugat pentru sănătate, pace și bunăstare. Prin rugăciunile comune pe care astăzi le vom săvârși, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și de Sfânta Sa Biserică. Ne vom ruga astăzi, ca și până acum de altfel, pentru pacea în lume, în mod special pentru pacea în țara vecină, Ucraina. Repet și vorbesc de fiecare dată, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă din Moldova, înalt preasfințitul nostru Părinte Mitropolit Vladimir, ceilalți episcopi ai bisericii, condamnăm cu vehemență acest război din țara vecină. Procesiunea s-a încheiat după câteva ore la Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului. Mâine, 25 iulie, ora 9, aici va fi săvârșită Sfânta Liturghie Praznicală a icoanei Maicii Domnului cu trei mâini.